Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, se mai aud la noi sâituri așa în perioada când merge genericul, pentru că intrăm cu sunetul în direct. Ultima zi a lunii iulie, anul 2020, pe vremea, deci anul doamnei Dăncilă, ca să spunem așa, un an total atipic din toate punctele de vedere. Pandemia ne-a dat peste cap, cât o exista, cât nu exista. Ideea este că ne-a dat peste cap totul. Un an în care avem deja o administrație cu mandatul depășit. Nu i-aș spune expirat, că sună urât, deși în multe cazuri mandatele sunt expirate, încă de la începutul lor. Și începe foarte curând campania electorală. Practic ea, așa ca un fel de precampanie, a început, lucru care se vede și la noi în emisiunile de dimineața. De exemplu, astăzi vom avea două emisiuni, a doua de la ora 9:30, cu un invitat surpriză, care, invitat la rândul său, putem spune că reprezintă o surpriză pe scena politică a județului. Până atunci însă să mai fac un minut de discuție cu dumneavoastră. Ați văzut ieri ieșirea președintelui Klaus Iohannis, apropo de criza coronavirusului. Deja vorbim despre o adâncire tot mai mare a faliei între principalele partide politice. Atacul președintelui la PSD a fost extrem de dur și în afara uzanțelor funcției de președinte, deși nici Traian Băsescu pe vremea lui nu strălucea prin prea multă diplomație din acest punct de vedere, dar de data aceasta pare că s-au depășit niște limite. Vom vedea dacă a fost o strategie de campanie sau pur și simplu președintele Iohannis a hotărât că e mai bine să devină extrem de jucător, ca să spun așa. Astea fiind spuse, vom trece la conținutul emisiunii de astăzi. Este vineri și astăzi avem invitați de la ALDE, nu de la ALDE județean, care este un pic mai discret în această perioadă, ci de la ALDE Piatra Neamț, organizație care de câteva săptămâni practic este într-o precampanie electorală și într-o prezentare a candidatului și a echipei acestuia. Candidatul îl știți cu toții. Bună dimineața, domnul candidat! Bună dimineața, domnul! Vă rog să vă prezentați! Dacă este un musai necesar, pot să mai fac încă o dată. Domnul Ciprian Enache, candidatul ALDE la primăria municipiului Piatra Neamț, iar alături de domnia sa, domnul Constantin Sachelaru. Știți, ăsta e nume predestinat la primării. Am avut grijă la toate detaliile când am făcut lista. Așa. Un domn care va reprezenta ALDE în Consiliul Local în funcție de numărul de voturi pe care le va primi partidul. Apropo, domnule Enache, cam câte funcții, câte locuri de consilier credeți că veți câștiga? N-aș spune număr de locuri, dar facem majoritatea singuri. Faceți majoritatea singuri? Absolut. Domnul Bălescu, dacă mergem la un război, nu mergem așa doar ca să... sau la o competiție, să spunem, că tot am auzit zilele trecute. Război și competiție. Diverși contra, ca... parcă sună mai frumos competiție, pentru că dacă plecăm din start cu ideea de război, de luptă, deja când ne vedem pe stradă, parcă ne vine să sărim unul la gâtul celuilalt. Nu, e o competiție. Și noi suntem într-o competiție în care am plecat printre primii. Deci avem un avantaj, dacă pot spune așa, și ducem lupta până la capăt, luptăm pentru fiecare, iar mă duc. Da, într-o competiție muncim pentru există fiecare. Există luptă într-o competiție. Așa este.
Există luptă, deci există dispută este, într-o competiție, nu este un război. Este foarte greu de spus câte mandate vom lua și am să vă spun de ce. Dacă facem o analiză în mod normal, o analiză politică, plecăm cu ea de la ultimele analize de alegeri de același fel, de același tip, adică de la ultimele locale, dar între timp mai apar doi jucători în piață și atunci se va schimba un pic, să spunem, componența CL-ului. Va fi destul de colorată, dar cred că vom face un meci frumos. Am convingerea că vom face un meci frumos. Nu, ideea este dacă vă simțiți de pe acum ca un fel de balama simplă sau balama compusă în Consiliul Local. Eu încă o dată vă spun, cred că va fi un meci frumos. Acum, balama, am spus-o de fiecare dată și o repet. Dacă este în interesul cetățeanului, sunt dispus să mă numesc și balama sau oricum s-ar putea... No, dar n-am spus în sensul... Am înțeles, eu am înțeles și știm... Chiar e foarte important să existe partide care să poată frâna anumite lucruri în Consiliul Local. Dar să facă lucrul acesta asumat și conștient. Nu numai pentru... să-mi dea două funcții de director la nu știu ce societăți, domnul să-mi Bunescu. Pot pune doi nu știu ce acolo. Domnul Bunescu, am văzut oameni, consilieri locali care nu știau ce au pe ordine de zi în dezbatere. Deci doar ridicăm mâna, coborâm mâna, nu-i corect așa ceva. E un minim bun simț să citești ordinea de zi, măcar să o citești, să știi despre ce e vorba, cât de cât. Ori nu o să fim așa cu siguranță noi cei de la ALDE. Să auzim ce spune domnul Constantin. Sunteți de acord cu ce spune șeful? Adică veți vota în Consiliul Local dacă vine o hotărâre care, de exemplu, va interzice să se vândă cafea prăjită în Piatra Neamț? Că sunteți un întreprinzător, vă ocupați cu așa ceva, da? Absolut. Deci ați vota o asemenea hotărâre dacă vă ordonă partidul? Dacă nu este în asentimentul meu și nu este conform principiilor mele, cu siguranță nu voi vota un asemenea proiect de lege. Și care ar fi argumentele? Repet, discutăm de principii, discutăm de efectiv de acele, nu știu, acel vot și în funcție de proiectul care este pe ordinea de zi. De ce v-am întrebat? Adică filtrul gândirii în primul fază e cel care este în cel care votează. Da? V-am întrebat de ce. Pentru că ar fi un interes direct al dumneavoastră și probabil că aveți angajați, aveți mai multe activități și toate aceste lucruri ar trebui să vă facă să vă gândiți, băi, este bine sau nu este bine? Este în interesul orașului pe lângă interesul meu? Păi normal că nu este în interesul orașului să nu se mai facă așa ceva. Și atunci dacă șeful mi ordonă să votez și eu nu vreau să votez, absolut. Asta v-am dat. Asta este un argument foarte puternic, pentru că noi în ghilimele suntem angajați ai pietrenilor sau acelor, și atunci noi trebuie să răspundem pentru orice vot pe care îl dăm și îl semnăm. Da. Astăzi v-aș propune, domnul Enache și domnul Sachelariu, să discutăm un pic despre componenta economică a programului cu care veniți în fața pietrenilor. Dacă nu aveți nimic împotrivă. Nu, absolut. Deci. E chiar un subiect interesant și aș putea spune un subiect fierbinte și un principal subiect al acestei campanii ar trebui să fie, pentru că degeaba cred eu că venim cu discuții în fața cetățenilor sau propuneri în fața cetățenilor pe niște proiecte mai ușor sau mai greu realizabile, dar nu ne uităm un pic în jurul nostru să vedem de unde pornim. Și știm cu toții că sunt o mulțime de lacune și de probleme în Piatra Neamț și mă refer acum strict la partea economică. Haideți să o dezmorțim un pic, haideți să plecăm în următoarea perioadă cu ceea ce avem deja, scheletul, dacă vreți, pe care putem construi și putem gândi mai departe și de proiecte de anvergură, știu eu, mari investiții, care sunt bune, nu spune nimeni că nu sunt bune, dar cred că trebuie luate etapizat. Ne putem uita un pic, că toți sunteți lângă Piața Mare, asta o lăsăm, că am mai discutat-o, dar am dat un tur al piețelor din Piatra Neamț. Vorbim de Dărmănești, vorbim de Precista, vorbim de Mărăței,
Și mă întreb, oamenii aceia care stau în gura pieței, de ce nu pot coborî scările să-și ia zarzavatul să se ducă înapoi? Ați văzut cum arată? Probabil că da, piețele. Credeți-mă de ce? Că sunt de ce? Și nu vin să spun de o modernizare a pieței, pentru că știm cu toții următoarea replică. Dom'le, nu sunt bani, e simplu să spui. Nu, dar cred că să dai cu un pic de var și cu un pic de vopsea, să faci o igienizare și să creezi oamenilor un cadru în care să poată lucra civilizat. E adevărat că probabil fiind zonă centrală s-au învățat aici la Piața Mare, unde și aici un alt haos, da, e o altă discuție, încă o dată spun, am discutat și nu vreau să mă repet, dar creând niște facilități pentru piețele de cartier, cred că producătorii ar merge în aceste piețe, ar dezvolta zona, am decongestiona zona centrală, pentru că și ăsta este un subiect foarte important și dacă facem o analiză simplă, cred că tot economic pierdem. În loc să faci, știu eu, 10 minute dintr-o parte în alta a orașului când ajungi în blocajul ăsta din centru, ia ca face o oră la orele de vârf. Este un subiect sau pot constitui piețele un subiect, dacă vreți, pe partea economică. De un schimb, mai am o problemă, o nemulțumire a mea, dacă vreți. Eu nu înțeleg cum lucrează și aici ar trebui să ne gândim toți politicienii să dăm mâna, să găsim un cadru legislativ, domnul Bălănescu, pentru acele mici afaceri, pentru acele mici buticuri, pentru acele mici magazine de cartier. Este normal că fiecare trebuie să respecte legea. Legea înseamnă că trebuie să aibă un om pe ITM. Legea înseamnă că trebuie să aibă un om pe economic. Legea înseamnă că trebuie să aibă un om pe mediu. Legea înseamnă un om care să raporteze eventuale plăți frauduloase. Și atunci, care, vă întreb, dacă nu ai omul ăsta, primește amendă. Haideți să facem un calcul economic simplu. Chioșcul de la mine de pe stradă, pe care eu cu drag, căruia îi calc pragul cu drag, pentru că chiar vreau să lucrăm, să spunem, între noi, între producătorii și comercianții locali, vinde probabil, nu știu, un număr de pâini și de răcoritoare. Ce mai vine acolo? Nu e un hipermarket. Credeți dumneavoastră că își poate odată permite să plătească toate aceste, să spunem așa, poveri venite sau impuse de legiuitor? Pentru că ele, din punct de vedere legal, trebuie să îndeplinești clar condițiile astea. Ori chiar nu putem gândi un sistem în care să îl ajutăm efectiv pe micul comerciant, ori chiar trebuie să dăm în cap tuturor și să lucreze numai hipermarketurile. Vă dați seama că, la ce am spus până acum, sunt singurii care și-ar putea permite astfel de angajați sau, mă rog, parteneri în firmă. Nu o să-și permită niciodată un astfel de comerciant să... În Piața Mare, dacă vreți să mergem. De aici se ajunge la fraudă. Și vă spun de ce. Să spun. El nu-și permite, atunci ce face? Fraudează. Deci, pe de o parte, chiar dacă nu fraudează. Deci el fraudează ca să trăiască, să nu ne... Trăiască până vine primul, trăiește până vine primul control. Și începe, pentru că eu cred că și legile sunt, nu întâmplător sunt lăsate așa în coadă de pește. Dom'le, ne ducem acolo, poate mai putem negocia și într-o parte și în cealaltă. Nu, domnule, hai să spunem clar, alb, alb și negru, negru, dar corect. Dar corect. Cei din piață, de la Tarabă, nu pot să-i supui acelorași reguli pe care îi supui pe cei cu hipermarketul. Nu-i normal, nu-i firesc, nu au cum. Îți spun eu, ăștia nici măcar nu au preț de raft. Știi, la supermarket, da, producătorul local trebuie să plătească o taxă, da, pentru pusul pe raft. Absolut. În anumite, absolut, zone și cum... Aici săracul, nu știu dacă, n-are nici rafturi, că dacă ieși afară, vezi că vinde pe jos. Știți că nu sunt lucruri mari când spun că am încredere că doar între noi putem să ne dezvoltăm, pentru că în hipermarketuri știm cu toții, ca să poți intra, sunt niște condiții destul de grele, pe care le putem sau nu îndeplini fiecare, mă rog, de la caz la caz. Dar eu am exemplu personal în care am reușit să crești și să câștig cotă de piață doar cu marketurile noastre locale. Da? Am început pe să fiu văzut. Ulei, absolut. Nu? Am început să fiu văzut în piață. Ori nu mă băga niciodată pe mine în seamă un hipermarket. Să, domnule, știi, vreau și eu să intru în piață. Așa se face, așa se câștigă piața, ușor, ușor. Era exclus. Deci, vedeți un exemplu în care, repet, am crescut ajutat de conaționalii noștri. Asta trebuie să facem toți.
Da, adică te-ai dus la magazinele mici de cartier, la magazinele din... Avem și marketuri, avem și marketuri. Dar și prețul atractiv, probabil produsul fiind prezentat ca un produs fără multe adausuri. Absolut. M-am prezentat ca ceea ce este, știm cu toții ce înseamnă. Asta zic, e important într-adevăr, dar ăsta să fie motorul dezvoltării, întreb și eu. Eu am plecat de la, nu vorbim de motorul dezvoltării, dar nici nu cred că putem vorbi de proiecte, că ajung primar peste o lună și aduc eu o investiție de 2000 de angajați. Sau, alea nu vin așa la, nu le are nimeni pe... țeavă pregătite să vină spre noi. Dar de ce nu ne gândim să creăm cadru propice pentru afaceri mici, unde angajează 10, dacă fac 200 de afaceri mici cu 10 angajați, înseamnă 2000 de angajați. Ori ca să ajung să aduc o singură firmă cu 2000 de angajați, e mai complicat. Vă dau un exemplu de 100 de angajați așa, grosomodo, sus pe coza dacă dăm drumul la dezvoltare în acea zonă. Da? Vorbim de dezvoltare economică și aici venim, legăm, dacă vreți, cu partea turistică. Dar discutăm de partea economică. Da? Avem nevoie de creare de locuri de muncă. Acum mi-a venit în cap ideea. Evident că e un subiect care mă interesează pe partea de campanie și ulterior, dar mă gândeam acum. Câteva tarabe, cu ce putem angrena pe acolo în zonă, partea de divertisment. Absolut, absolut. Din start, din câteva... Bun, eu te întreb altfel. De ce nu... Acolo e pustietate aproape de 8 ani de zile. Da. De ce crezi tu că nu s-a făcut acolo? Avem telecontrolă să cărăm vânt, ziceam eu cu Ivan într-o zi. Că n-ai ce căra mai mult de atât, că nu se duce nimeni. N-ai la ce. Deci e pustietate pentru că... Ieri îmi spunea domnul Chitic că telecontrola ci că este profitabilă. Ci că este profitabilă. Eu, nu, sincer, nu-mi dau seama de ce... Că sus acolo te duci, deci, să inspira aer. Atâta timp cât ne uităm cu toții și o vedem mai mult goală decât plină, atâta timp cât știm cu toții că nu ai la ce te duci, o veni poate unul alt, un turist, ajunge în piatra și aude și el de gondola de la piatra și hai măi să dau și eu o tură să văd cum e. Nu mai vine a doua oară. Nici dacă facem noi reclamă și spunem uite ce frumos a dezvoltat Piatra Neamțul. Mulți care au fost deja o să spună probabil, băi, am fost acolo, lasă-mă cu discuțiile astea. De ce nu s-a dezvoltat? Nu vreau să începem cu răutăți, că s-a vrut, că nu s-a vrut, că sunt sau nu interese. Cert este că nu s-a dezvoltat un punct fierbinte al orașului Piatra Neamț. Și aici nu poate să găsească nimeni scuze. Pentru că dacă nu, absolut. Și dacă nu, și dacă nu sunt, ne e simplu să ne ascundem după sintagma, nu sunt bani. Avem datorii, dar eu când am întrebat de unde vin datoriile, credit. Dom'le, credit, dar pentru ce? Pentru gondolă, printre altele. Dacă nu, ăla e alt credit. Da, bun, pe total datorii. Altul a fost pentru Coza, apropo, vorbim de Coza. Da? Știți ce se întâmplă acolo? Și ce mi este frică să nu se întâmple? De fapt, este o investiție. Bună sau rea, nu mai o discutăm. Asta trebuie să o punem la lucru. Asta trebuie să facem. Este o investiție care nu mai este luată în seamă. Atât gondola, mă rog, acolo să spunem că mai sunt niște oameni poate la mentenanță, iar sus mai e bucățica aia de clădire, igluul ăla ce e acolo, care ușor, ușor, probabil, va deveni o paragină și trebuie construit de la zero, dărâmat, eu știu, ca orice ruină care nu este, să spunem, întreținută. Da, să-l întrebăm pe colegul dumneavoastră dacă el ar avea ca antreprenor local, mic investitor local, dacă el s-ar prinde să facă o afacere sus pe Coza. Da. Adică credeți că ar fi interesant pentru cineva să investească acolo? Da, în funcție de condițiile oferite de primărie sau de proprietar, ca idee. Având în vedere că este o sumă uriașă de investit în acea zonă, trebuie tratat ca atare și trebuie făcute niște calcule pentru a atrage... Pe termen scurt. Exact, absolut. E un obiectiv pe termen lung în care trebuie analizat. Dar sunt și multe obiective pe termen scurt și mediu care pot fi mult mai repede puse în practică față de acest obiectiv amplu, cum ar fi finalizarea parcului Cozla. Acum, când ne gândim la mediul economic, trebuie să ne uităm puțin și la cetățenii orașului. Și când facem o analiză, trebuie să ne gândim vârsta,
cât de o vârstă, ca și de categorie de vârstă, ca să putem înțelege și ca să putem forma obiective în funcție de necesitățile orașului. Cam aici am eu convingerea că putem face obiectivele pe termen scurt sau mediu. În ceea ce înseamnă Lego City, că am auzit colegii, viitorii colegi sau colegii de la alte partide, într-adevăr sunt proiecte ambițioase, dar sunt proiecte pe termen lung. Și sunt de acord cu ele absolut, dar trebuie să începem cu începutul, ce putem schimba mâine. Da, este o mare problemă ce se poate face imediat după ce ajungi în exact. Primărie. Și eu nu vorbesc că ajunge Ciprian Enache primar. Oricine, sau X sau da. Y. Sunt lucruri care se pot face pe termen scurt, mediu și perspectivă de dezvoltare. Exact. Dacă gândești din perspectiva unui partid care vrea să înceapă prima dată cu lucrurile mărețe, este o abordare. Dar abordarea aia are nevoie la rândul său de finanțare foarte... Finanțare și de desfășurarea activității de zi cu zi în primărie. V-am întrerupt cu dezvoltarea, domnul Enache. Haideți să mergem mai departe. Dar vreau să aud și părerea colegului dumneavoastră. Da, mi-a plăcut cum a pus problema Costei. Foarte frumos. Și îl felicit și îl apreciez. Colegii noștri de la alte parte. Ce frumos sună și cum am putea împreună, practic, construi pentru oraș. Că aici, de fapt, trebuie să ajungem. Pentru că primar va fi unul. X sau Y sau Z sau Enache. Dar în Consiliu vom fi toți colegi și nu trebuie să fim pătimași pentru că, știu eu, s-au întâmplat sau nu anumite lucruri. Da. Revenim la partea... Și campania electorală trebuie să fie, dacă îmi dați mie voie să spun, o campanie pe proiecte, nu pe... atacuri. Ce? N-am văzut pe nimeni să spună, că toată lumea spune care este, domnule, proiectul. Nici eu n-am spus niciun proiect adevărat. Unul spune că proiectul este acela, unul spune că proiectul este acela. Cred că proiectul nostru al tuturor ar trebui să fie orașul Piatra Neamț. Asta este proiectul în ansamblu lui. Ce idei avem inovatoare sau de dezvoltare, ale trebuie spuse la căciulă la un moment dat, luate din toată sfera politică, din toată echipa politică județeană, nemțeană, pietreană, da? Gândite toate și văzut ce se poate scoate rapid din joben, apropo de ce spunea colegul meu Costi, ce poate produce începând de mâine și ne gândim evident și la proiecte pe termen mediu și lung, pentru că sunt normale, firești, într-o economie de piață, sunt și astfel de proiecte care trebuie să dezvoltate. Bun, haideți, vă rog. Mergem. Eu cred cu tărie că ați spus dumneavoastră sau colegul cu ce putem pleca de mâine. Deci cu trei piețe plecăm într-o lună de zile maxim. Dacă vrem să facem treabă ca în mediu privat. Dacă vrem să facem treabă ca în mediu bugetar, probabil plecăm în 3 ani cu ele. Sau nu. Știți că mi-am pus problema la un moment dat. Poate sunt un pic paranoic acum. Că aceste piețe s-ar putea să fie lăsate așa într-o semiparagină. Ținând cont că este vorba totuși de o bucată de pământ, într-o zonă bună, și mă refer Precesta și așa mai departe, putem la un moment dat ajunge aici și la o gândire. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că, de exemplu, piața din Mărățeni, micuță așa cum da. Este, nu există nicio rațiune pentru care să o ții de 3 ani de zile goală, să ai niște cheltuieli, că ai niște cheltuieli de pază întreținere. Absolut, absolut. Așa, și să nu faci ceva și acolo. Și mă pot gândi ca cetățean orașului că dacă, poate fi un interes. Dacă te gândești și la vecinătățile din jur și ce proprietari sunt acolo și cine a primit terenuri în jur, poți să te gândești și la o asemenea ipoteză. Da. Imediat apar 2-3 blocuri, imediat s-a dezvoltat, vine investitorul. Dacă piața cealaltă din Precista, absolut. În care e o zonă în care s-au construit multe blocuri, foarte multe blocuri în zonă, pe suprafața pieței, vă spun eu că se poate construi un bloc fără discuție, un complex. Absolut. Și nici în Dărmănești, unde cea mai rămas din piață, că restul s-a vândut cu uneori să trăiți și odată o să discutăm despre toate vânzările din piața Dărmănești, că este o poveste absolut fascinantă, absolut fascinantă. Deci o să vedem cum stau lucrurile. Da, te rog să continui. Cred că e foarte important și rapid
ar putea să înceapă dezvoltarea orașului Piatra Neamț și din punct de vedere turistic. Pentru că avem totuși niște obiective, niște puncte de atracție, care dacă le avem înseamnă că le putem vizita. Evident, creând o oarecare infrastructură sau logistică pentru ajunge. Iarăși un exemplu avem, atât cât mai este din ruina cetății Petrodavada, nu vorbește nimeni de ea. Știți cum s-ar putea vinde o poveste? Și când spun a vinde o poveste, nu înseamnă a vinde iluzii sau a vinde minciuni. O poveste veche, dacică, cu un istoric bun ca noastră, care am vrut să spun telespectatorilor, pentru cei care nu știu, că sunteți istorie, profesor de istorie. N-am greșit, nu? N-ați greșit. Istoric nu, dar profesor de istorie. Profesor de istorie, am, da. Cu un profesor, cu un profesionist în domeniul acesta, să începem vizitarea și deschiderea acelei zone. Avem pădure, avem mie. Piatra Neamț este un Brașov mai mic. De ce Brașovul arată cum arată? De ce Piatra Neamțul a rămas așa? Și dacă, că tot ai zis de Brașov. Știi că primarul din Brașov, dacă nu mă înșel, sau cineva, este din Neamț? Da, în primarul are, da. Sau folosiți de Consiliul Județean. Știu că aveau... Deci unul dintre oamenii care și-a pus amprenta asupra dezvoltării Brașovului. Este din Neamț. Este, până la urmă, o chestiune și de oameni. Deci se poate. Absolut. Haideți să încetăm cu ideile astea pe care le promovăm și, domnule, eu o să nu fac niciun primar nimic, de asta avem dreptul la un aparat de specialitate, ca să aduc pe unul din, nu știu, din Olanda sau de unde alte orașe, dar sunt orașe aglomerate în lumea asta, care au totuși pistă de bicicletă. Știți că mi-am pus problema zile de cuite, băi, la noi nu cred că se poate face. Și am făcut așa un tur pe unde m-am mai plimbat prin lumea asta și totuși am văzut orașe mai aglomerate ca Piatra Neamțul care au pistă de bicicletă. Era un subiect la care mă gândeam, că mă gândesc așa la multe în această perioadă, vrând nevrând. Ori tu te duci, cauți acolo specialistul care are așa, ai viziunea lui, aia gândește. Faci contract cu el corect și normal și onest. Da? Și nu cred că aduci pe unul din afară să discuți de contracte cu dedicație, cum se numesc la noi. Eu nu... mai practică. Da, nu se cred. Mai practică, da. Dar asta, și spune, dom'le, gândește un pic cum poți dezvolta partea asta aici. Da? Ce vrem să mai dezvoltăm mai departe? Am ajuns la partea turistică. Găsim și acolo specialiști care pot să vină să ne îndrume. Pentru că noi știm cam ce am vrea să fac. Eu știu că trebuie făcute fațadele la blocuri, dar nu știu cum trebuie să arate, dacă mă întrebați, domnul Bolănescu. Că nu sunt artist, nu sunt arhitect, eu am o deviză. Și, păi, cum trebuie să fie când mă întreabă un constructor când lucră cu ceva? Cum vrei să fie? Păi nu știu, dar zic, la urmă trebuie să-mi placă. Asta este certitudine. Haideți, că lumea a început deja să se agite. Deci, doamna Oana din Belgia ne spune, domnul Onache vorbește despre simplificarea legislației pentru mici comercianți. Dar cum poate aceasta să se realizeze la nivel local? Pentru că aici o parte din legislație vine de la nivel național. Este adevărat, dar haideți să vedem totuși să ajungi primar. Noi vorbim de varianta în care ajung primar de Piatra Neamț. Ori primarul de Piatra Neamț, dacă nu are un cuvânt de spus la nivel de partid la București, sau la nivel de partide, dacă vreți, la București... Adică, practic, vorbim despre o acțiune... Păi este... Pe partea politică acum, dacă vreți, ajungem fix în partea politică. Primarul se ocupă odată de partea administrativă, dar și partea politică este, sau dacă vreți, face parte din atribuțiile lui. Pentru că partidul politic la București face legi pentru teritoriu. Am o problemă, o să discutăm într-o altă emisiune, o chestie foarte interesantă pentru partea de agricultură pe care am încercat să o discut pe la București, prin diversi prieteni, nu partinic. N-am găsit încă o ureche care să se aplece, asculte, să da. Se aplece atent asupra problemei, dar, repet, e un subiect pe care o să-l discutăm într-o altă emisiune, în care să vedeți ce ușor se poate intra în legalitate pe o problemă agricolă și totodată statul să înceapă să încaseze niște bani, adică dăm deoparte frauda de care discutam adineori că se întâmplă în zonele, să spunem, de comerț micuțe, pentru că nu pot fi îndeplinite toate cele condiții pe care le vrea legiuitorul. Da, nu știu, în alte părți se pot face târgurile acelea în comune, în zone, cu produse locale. Nu își pune nimeni problema că cineva ar putea să ducă un produs stricat acolo sau ceva. La noi, noi am luat legislația europeană, am dus-o până în ultima virgulă. În Germania,
producătorii de animale de carne au o zi pe săptămână care se duc, își taie animalul din fermă, duc pe tarabă în piață și îl vând. Este evident că au în spate un buletin de analiză. De cum îl taie? În condiții corecte, într-un abator autorizat, ei se face o analiză pe anumite, să spunem, criterii sau elemente de interes, după care, dacă marfa este conformă, îi se dă drumul în piață. Ce e rău în asta? Am încercat și eu să fac lucrul ăsta. Peste tot mi s-a spus, ia-ți gândul, nu se poate. N-avem cadru legislativ. Nu este cadru legislativ. Da? N-avem cadru legislativ. Păi aia face primarul. Dacă știe că oamenii lui din zonă nu se pot dezvolta pentru că nu pot să-și vândă marfa, pleacă la București. Și spune, domnule, avem problema asta. Nu la noi, că nu numai în piatra neamț este blocat. Peste tot. Haideți să facem ceva. Există asociația primarilor de municipii. Există asociația președinților consiliilor județene. Există asociația primarilor de comune. Dacă toate cele trei asociații ar merge cu un proiect, nu cred că cineva n-ar ține cont de acest proiect. Corect. În condițiile în care, bineînțeles, se respectă și legislația europeană, că acum trebuie să vorbim despre... Absolut, dar nu spun, n-am spus că aș face ceva în contradictoriu cu legea, atât românească, cât cea europeană. Dar ca să rezolvăm cu răspunsul, doamne, are perfectă dreptate, nu se subînțelege. Eu nu vreau să ajung primar de Piatra Neamț, să dau niște legi eu la Piatra Neamț facem. Nu, dar vreau să fac lobby pentru Piatra Neamț la București, pentru că de acolo vin și banii. Da? Dacă te duci și plângi, știm ce înseamnă practic împărțirea banilor. E o căciulă și care se descurcă. Care plânge mai mult, care știe să-și prezinte proiectele. Sunteți întrebați amândoi cu ce ați începe în afară de piețe, în domeniul economic. Ați vorbit ceva despre turism. Cu ce ați începe? Cu altceva? Face și o sugestie. Ce ziceți de o taxă pentru turiști încasată prin intermediul cazărilor? Există ceva de genul ăsta? Știți ce se întâmplă? În momentul în care noi suntem din punct de vedere turistic undeva spre zero, este greu să încep să pui o taxă mâine. Dar de ce să vin eu la Piatra Neamț să plătesc o taxă de turist când tu nu mi oferi nimic? E adevărat, în momentul în care începem să oferim, putem cere. Noi avem baza Virgil Bărbuceanu. Niște cai acolo, nu mai știu ce, dar cai sunt cu siguranță. Putem face niște trasee prin pădure. Acolo avem cai și lup. Avem cai și lup. Interesant cum conviețuiesc împreună de atâta timp. Lupul și caii. Da. Am putea angrena în proiectul de dezvoltare turistică al Piatra Neamțului baza Virgil Bărbuceanu. Nu știu, plimbare cu șareta, cu căruța, călare, fiecare până cum... Până la butca doamnei și înapoi. Absolut, absolut. Deci se poate... face, iarăși, eu așa, făcând un tur, te împiedici de astfel de obiective care, uitați, pot ajuta și aduce plus valoare. Dar haideți să facem un pic drumul care duce pe Cozla. Pentru că drumul ăla e o paragină de ani de zile, domnul Bălănescu. De ce să mă duc eu, dacă vreau să mă duc cu mașina până pe Cozla, să spunem că aș avea acolo unde să mănânc un mic și să servesc un cuic, o citronadă, o bere. Un cico. Un cico, da. Un cico. Da. Da, cum să mă duc pe drumul? De ani de zile chiar nu s-a putut face nimic, dar mă uit la investiții, este o investiție, o locație privată undeva sus spre pe Cozla. Deci eu cred că omul acolo e așa... Domnule Enache, invit pe toți cei care ne urmăresc să intre pe Mesagerul de Neamț. Una din ultimele știri puse ieri spune așa, pericole electrice pe drumul spre terasa gospodinelor. Începutul drumului. Eu n-am spus numele ca să nu plătesc eu taxa de publicitate, să o plătească Vasi. Un stâlp care este înclinat și doi copaci care sunt peste drum, din care unul este uscat. Și ăla va pica foarte curând, la prima furtună. De, trebuie să așteptăm să pice, să ne primim comunicat de la pompier că a căzut un copac și drumul este închis. Eu nu pricep lucrul acesta, apropo de drum. Deci este o rușine inimaginabilă pentru acest oraș, drumul de la cum se cheamă restaurantul, fostul restaurant, care acum e așa de la Colibele Haiducilor. Colibele Haiducilor. Da. Nu vorbesc până sus pe Cozla. Da, și până la terasa gospodinelor. Dar și locația cu Colibele Haiducilor, în primul rând sună interesant. În primul rând este brand. Absolut. Ne putem agăța. Ai Colibele Haiducilor și terasa gospodinelor. Ce frumos. Exact, ce putem, dar haideți să creăm cadru permisiv. Oamenii aceia nici nu mai le vine să investească nimic. Sunt convins. Pentru că de ani de zile
au aceeași problemă, drumul de acces. Nu vorbim despre restul problemelor. Dom'le, dar drumul de acces. Cum poți să ai două obiective turistice și pentru un amărât de drum de atâtea ori să nu faci un minim, un lucru minim acolo? De atâtea ori de zăpezi Vasi Pădurarul drumul ăla, chiar mă gândeam dacă nu e angajatul publicerului la un moment dat. Bine, el este angajatul, cum să spun, afacerii lui până la urmă și din păcate altă soluție nu are. Nu are, așa e. Și este pus la zid. Bun, haideți să mergem mai departe. Deci, ați vorbit despre piețe, despre turism. Între timp am primit confirmarea că există taxă turistică de 3 lei la Piatra Neamț. Se poate, n-am... Da, nici, sincer, nici nu mai știam dacă mai că sunt stațiune totuși de interes. Apropo, știți că sunt stațiune de interes național? Da, undeva din 2008. Da, am devenit 2008, foarte artificial o stațiune turistică de interes național, că așa a vrut șeful. Poate fi o zonă de tranzit foarte bună, Piatra Neamțul, pentru stațiunea Durău, care trebuie, mă rog, în care se lucrează, în care am înțeles că au început să se miște lucruri. Sunt și acolo niște investitori privați care fac lucruri bune, lucruri frumoase. Deci, în foarte curând va fi dat drumul la un parc de distracție pentru copii, care va fi o chestie comparabilă cu cei în afară. Am văzut niște imagini, mi-a trimis cineva de acolo. Nu avem noi permisiunea să vorbim despre el, dar am văzut imagini, se pare că nu mai durează mult. Dar nu se poate face și pe coz la pârtia asta care n-are zăpadă niciodată. Nu știu, mă gândesc să pui o tiroliană pe ea, că aia, în mod normal, trebuie să fie o șufă care merge dintr-un punct mai sus, într-un punct mai jos. Și de acolo pui și telescaunul în lucru. Mai ieși de la telescaun 5 lei, că omul trebuie să vină înapoi exact ca la pârtie și mai face o tură copilul când a... Eu cred că există teama când dai drumul la telescaun în loc să mergi în sus, să nu mergi în jos. Eu cred că există această teamă. Da. Adică încă o investiție care stă și lucrează o lună la 3 ani, la 4, la cât. Haideți să-i dăm ceva de făcut. Ca să-i dăm de lucru, trebuie să iarăși să creăm totuși cadrul propice. Chiar de mâine să pot face niște stații de biciclete la... Adică niște biciclete electrice. Să vă spun ce, un telespectator, mie mi-ar place un oraș județ în care s-ar investi pentru turismul pe jos sau cu bicicleta. Absolut. În condițiile în care în prezent autoturismul este lege. Da, dar trebuie să ținem cont de tot ce spune cetățeanul. Trebuie să le punem astea toate pe o foiță. Ce a spus cetățeanul X, cetățeanul Z? Asta. După care discutat. Evident, sunt și am primit o întrebare într-o zi despre ce aș face dacă ajung primar cu o societate de pe platforma Săvânești, și făceau referire la GAPROCO, care au dat oameni afară și nu și-au luat bani. Dar nu face primarul nimic aici. Acolo face ITM-ul și instanța. Dar pe ce putem să ne implicăm? Ne implicăm cu siguranță. Da. Uite, deci eu primesc tot timpul și chiar sunt interesante. Eu am fost pe Coza săptămâna trecută, când invitat era domnul Alex Filimon. De la Cercul Gospodinului nu se mai vede aproape nimic din cauza vegetației crescute sălbatic. Da, este aberant să ai tu belvedere și să vezi niște frunze așa și copaci. Este. Așa este. Da. La fel și la punctul acela dintre cele două restaurante. Și cu un efort minim, adică cu o drujbă sau cu ceva, imediat într-o zi ai făcut lumină acolo. Așa. Și o întrebare importantă de data aceasta despre atragerea de fonduri europene, ce ne poate spune domnul Enache și colegul de platou, ce idei de proiecte aveți? Este foarte, vorbind de dezvoltarea economică. Este foarte importantă dezvoltarea economică cu fondurile europene în spate. Dar totuși, cred că ar fi corect să informăm cetățenii că nu e chiar așa simplă treaba. A depune un proiect european necesită, în primul rând, un volum foarte mare de muncă la noi, comparativ probabil cu alte țări unde aud că e mai permisivă treaba. Probabil cei care au făcut ghidurile s-au gândit, bă, românul în general îi place să mai ocolească. Hai să fim noi siguri că toți pașii vor fi parcurși corect și investiție sau bani ajung acolo unde trebuie. Deși și acolo au fost cu toate aceste ghiduri au fost o groază de probleme pe la instanțe. Este important și fără fonduri europene ne vom dezvolta foarte greu. Am să vin într-o următoare emisiune totuși să facem un pic cu analiza fondurilor de până acum, să vedeți că avem un grad de absorție foarte mic și să întreb de ce. Pentru că batem apa, batem apa cu fondurile, batem apa în pio, că avem milioane, miliarde de fonduri europene. De ce nu s-au luat? De ce nu s-au absorbit banii din 2000
2014. De ce banii aceia au fost așa de greu de atat? Ce se întâmplă de fapt? E legislația foarte greoaie, ghidul foarte stufos, nu este interes pentru... Există și așa ceva, pentru există că... și această problemă. Ei, dar aceleași ghiduri se aplicau și la Oradea, și la Cluj, și la Sibiu, și dacă doriți în satul ăla, comuna din Vaslui, care a făcut 7-8 proiecte europene, și la Ciugud. La Ciugud am văzut deci și acolo. Sunt aceleași ghiduri. Absolut. Diferența este de abordare, de echipe și de oameni. Și de cofinanțare, domnul Mănescu. Este importantă partea de cofinanțare. Absolut, este foarte importantă și partea de cofinanțare. Te rog. Și acum trebuie să învățăm de la cei care, sau să mergem să facem schimb de experiență de la cei care deja au reușit acest lucru, adică au atras fonduri europene și acum ați dat exemplu câteva orașe. În acest sens, a trebuit angajată sau specializată o firmă de, nu o firmă, niște oameni consultanți care sunt deja pe partea de fonduri europene. Deci, atât timp cât există interes, cred că se pot absorbe și foarte mulți bani din aceste fonduri. Dar nu uităm, ca să aducem aceste fonduri, trebuie să existe și proiecte, și proiecte viabile. Proiecte smart, să zicem așa, specifice, să fie de atins, să fie tangibile și să fie măsurabile. Ca să le putem pune în practică într-un an, doi, trei, exact cum scrie în acel proiect. În acele ghiduri, da. Absolut. Da. Dar acum, de ce să vin eu? Măi, îmi dați voie, domnul Enache, că e foarte important ce vreau să spun acum, nu numai pentru mine, ci și nici numai pentru dumneavoastră, pentru toți locuitorii orașului și județului. Ieri sau altieri, nu mai țin minte exact, în sfârșit s-a luat o decizie, prima decizie care ar trebui să însemne o descentralizare reală la nivelul accesării fondurilor europene în România. Agențiile de dezvoltare, la noi în Piatra Neamț avem mare avantaj, ar trebui să avem mare avantaj, că există Agenția de Dezvoltare Nord-Est, da. Devin autorități de management. Ce înseamnă acest lucru? Că proiectele nu numai că sunt analizate, urmărite aici, pe plan local, numai, sau cel puțin așa e teoretic, vom vedea cum la noi suntem specialiști, am făcut comisii. Și ceea ce înseamnă un avantaj extraordinar pentru cei care conduc județul, ar trebui să fie un avantaj absolut extraordinar. Pentru că avem agenția aici, toți specialiștii sunt aici. Așa este. Dar și Nord-Estul și AFIR-ul au componenta de bani europeni pentru spațiu public, să spun, sau pentru instituții publice. Da? Primării, pentru drumuri, școli, iată că e dezvoltare. Este foarte important pentru că noi discutăm practic de dezvoltare economică, ori putem construi cu banii europeni ca și entitate publică orice vrem noi, dacă economia în jurul acestei investiții nu se dezvoltă, scopul nu a fost atins. Da, vă rog. Acum, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră cu ADR-ul, cred că este un atu foarte mare schimbarea aceasta, de ce spuneați dumneavoastră. Cred că ei pot în momentul de față să creeze și un cadru legislativ, dacă nu mă înșel. Cam asta ar fi schimbarea, adică le permite să creeze în funcție de zonă, necesitate. Nu, aici este marea problemă și lucru care ar trebui să fie foarte bun. ADR-ul se consideră că este mai aproape de zona pe care o are în administrare și cunoaște problemele. Și atunci, pentru că în exercițiul financiar următor, proiectele care au impact social vor fi cele care vor avea prioritate, se spune, domnule, ăștia cunosc situația pe plan local și vor da drumul la asemenea proiecte. Avantajul e că se sparge un pic bariera birocratică. Adică numai ei de aici se face o verificare, o trimiți la agenția aceea intermediară, așa, și pe ministerul care vine înapoi și durează nu știu cât timp. Toate s-ar putea face aici. S-ar câștiga timp, ar fi mult mai ușor, mult mai rapid de implementat un proiect. Și până la urmă, comunicare, cum spunea Ciprian, te duceai la București ca să obții fonduri. E altceva când discuți direct aici cu cei de aici.
fără să facem nicio conotație de alt tip. Deci nu, este o chestiune de lucru. De asta e menirea până la urmă, să mergi să dezbați. Exact, o comunicare eficientă, care ceea ce ne ajută foarte mult în sensul acesta. Este important ca orice candidat să țină seama de această chestiune. Eu mi-am făcut datoria, iar mesagerul a și scris despre lucrul acesta. Mie mi se pare una din veștile importante pentru toată regiunea, nu numai pentru Neamț. Dar pentru Neamț și Piatra Neamț și Roman și orașele de aici, este un lucru extrem de important, de care trebuie orice candidat să țină seama. Îmi dați voie să-i salut pe toți contracandidații noi, sunt groază care se uită la noi. Îi salutăm pe toți. Îi luăm pe rând. Iulian Curelaru, nu știu dacă va candida, că încă nu a anunțat foarte clar. Domnul Liviu Harbuz, domnul Andrei Carabelea, să trăiți. Toți și probabil că mai sunt și alții, nu mai am timp acum să caut pe lista asta, dar... Le transmit un salut cordial. Dar, întrebări pentru dumneavoastră, de la domnul Neculai, nu văd restul, enăchez cu ceva de genul acesta. Ce părere are domnul Ciprian Enache despre centura municipiului Piatra Neamț? Rapid, că ne apropiem de final. Știm cu toții că e o problemă foarte importantă de rezolvat. Trebuie să căutăm soluții și iarăși n-ar vrea să le dau eu, pentru că astea chiar sunt niște soluții care trebuie să foarte bine cântărite de niște specialiști foarte buni. Dar trebuie într-adevăr făcut ceva cu infrastructura rutieră a orașului, și când spun infrastructura rutieră mă refer inclusiv la centura ocolitoare. M-am gândit la câteva variante, dar m-am gândit eu ca nespecialist în domeniu și să vin să spun acum o poezie frumoasă care să dea bine în fața electoratului sau probabil unii se râdă pe la spate, bă, ăsta prinde fluturi, nu-i corect. Deși la facultate am făcut cursuri de drumuri, inclusiv proiect de drumuri. Dar nu vreau să intrăm în detaliile astea, dar trebuie, într-adevăr, pentru că și eu sunt cetățean al orașului și eu circul pe drumurile astea, și eu circul pe centură și eu plâng în pumn ca toată lumea, deci mă gândesc clar că trebuie făcută dezvoltare în acest sens. Da, aici sunt fonduri europene care pot să vină, care pot să ne ajute în a dezvolta sau în a decongestiona. Până la urmă asta încercăm să facem, să decongestionăm un pic traficul, atât de pe centură și cât și în oraș. Pentru că și orașul este o problemă. Și știți că m-am gândit la un moment dat, mă gândesc la un proiect pilot prin care copiii să-i ducem la școală cu autobuzul, cu microbuzul, cu ceva, dar de pe zi zic proiect pilot, că nu cred că e bine să pleci din tot orașul odată, să fie un fiasco, să nu. Hai să vedem cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Ce ar fi de pe calea Romanului dimineață, în loc să plece 20, 30, 50, 100 de mașini spre oraș cu copii la școală și la grădiniță, să plece 1, 2 microbuze? Cum ar arăta strada aia, domnul Bănescu? Pentru că mulți s-ar duce spre Roman, la treburile, spre Săvinești, Bacăul, la treburile lor, spre unul unde au treabă. Nu știu, dar putem face un exercițiu de imaginație. Absolut. Ar fi, l-am făcut. Că ne-a ajutat pandemia să-l facem. Că era din strada și am mers pe... Nu vine să cred că pot trece orașul așa de repede. Deci eu rețin așa, că ne trebuie o pandemie ca să punem ordine. Ca să punem țara la cale. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Deja a făcut și 20. Dar avem sugestii pentru emisiunile următoare. De exemplu, apropo de pârtia de pe Cozla, ni se face o sugestie că singura soluție ar fi iarba artificială multisezonieră. Și aici e de gândit. După aceea, mai ales că avem două pârtii eu vă citesc ce comentează oamenii între ei aici. După aceea, ar trebui să vedem care sunt domeniile prioritare pentru finanțarea europeană în exercițiul 2021-2027, pe ce zone putem atrage fonduri în afara Tirolienei de pe Cozla și asta trebuie să o spun, că astăzi, 31 iulie, se împlinesc 589 de ani de la prima atestare documentară a orașului Piatra Neamț. Mulțumesc, domnul Liviu, pentru un domn zi de sărbătoare. Deci, la mulți ani nouă. La mulți ani nouă tuturor. Aș vrea să discutăm aceste lucruri, mai ales acela cu domeniile prioritare pentru finanțare europeană. Domnul Bălănescu, sunt foarte importante aceste lucruri pe care cetățenii ne aduc în conștiință. Alea trebuie spuse la căciula comună și de acolo plecat cu discuție. Pentru că degeaba spun eu o singură minte, mai mult sau mai puțin luminată, asta spun cei din jur cât pot să-mi dau. Când o să ajungă politicienii să dialogueze direct cu cetățenii,
nu numai în campanii electorale, nu numai în anumite momente de criză sau, mă rog, atunci vom putea găsi soluții. Eu am care spus într-o emisiune trebuie. Că primăria nu se conduce nici din biroul primarului, nici din, de pe ce terasă sau restaurant. Nu. Din centru, de pe stradă, de pe uliță, de pe, din cartier, din Văleni, din, cum îi spune, Bâtca Doamnei, da. Un lapsus. Da. Da? Și așa mai departe. Din toate cartierele orașului. Acolo trebuie să fim prezenți. Acolo aflăm ce se întâmplă. Da. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și succes și dumneavoastră ca și tuturor celorlalți competitori. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Am înțeles că astăzi probabil vom avea anunț de candidați la un partid politic din Neamț. O să vedem, apropo de ALDE, cum se va întâmpla la nivel național, cum se va poziționa ALDE vis-a-vis de Partidul Social Democrat. Am văzut un mesaj al domnului președinte Tăricianu, la un moment dat, care vorbea despre posibilitatea unei colaborări cu PSD-ul și în această campanie, dar lucrurile acestea într-o altă emisiune și să sperăm că, cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere, lucrurile merg înainte. Numai bine, oameni buni, mulțumim, ne vedem, și noi, Doamne ajută! Vă rog, ne vedem cu următorul invitat în momentul în care schimbăm lucrurile și platoul. Mulțumesc frumos, la revedere! Cu mult drag!